Consumatorii de gaze naturale, inclusiv cei care au datorii acumulate, nu au fost și nici nu vor fi deconectați de la rețeaua de distribuție. Potrivit întreprinderii Societății pe Acțiuni Moldova Gas, pe durata stării de urgență, o unică excepție în cazul unor deconectări vor fi intervențiile tehnice. Precizăm că textul avertizării privind posibilă deconectare în caz de neachitare din facturile consumatorilor este de tip cadru. Acesta este inclus în actele spre plata în conformitate cu normele de reglementare și prevederile respective nu se explică în condițiile stării de urgență, anunțând într-un comunicat întreprinderea. În context, Societatea pe Acțiuni Moldova Gas îndeamnă consumatorii săi să se informeze din prima sursă, cum ar fi site-ul www.moldovagas.md, și să nu se lase înduși în eroare de publicațiile gen fake news, inclusiv în rețelele de socializare.